Am revenit la lumea nevăzută alături de invitatul meu, Raicu Kuzmanovici, care a venit astăzi cu o mulțime de metode pentru copii. Am rămas la controlul viselor, dar avem și controlul somnului înainte de a dormi. Da, aici știi cum e. Aici este provocarea și a părinților și a copiilor. De ce? Orice copil vrea să rămână treaz mai mult. Adică controlul somnului este o tehnică pe care o folosim în momentul în care avem o dificultate de a dormi. Și adultul și copilul. Însă aici este foarte important să gestionezi tu ca părinte această, să zic așa, apariția acestei dorințe, hai acum este ora de culcare și hai să adormim. Pentru că de foarte multe ori copilul o să spună din dorința de a rămâne treaz că nu-mi este somn. Și atunci e important tu să fii acolo, da, și să-l ghidezi ca să aplice ceea ce se întâmplă, ceea ce a învățat, da? Drept pentru care recomandarea este întotdeauna să fie o formă de echipă și părintele să fie făcut, să fie participat la cursul ca să știe despre ce este vorba, astfel încât să-l ghideze în acest proces și să se ducă lin spre somn. Și este vorba de un somn, bineînțeles, natural, sănătos. Este foarte simplu, mai ales pentru copii este foarte simplu, fiindcă noi avem, ca și adulți, avem nevoie să îndeplinim premiza, să intrăm în frecvența alfa și teta ca să funcționeze această tehnică. Copiii sunt acolo oricum. Ideea este că tehnica este plictisitoare, da? Și creierului nu-i plac lucruri plictisitoare. Bineînțeles, nici copiilor, nici noi nu ne-au plăcut lucrurile plictisitoare. Și atunci, în momentul în care creierul constată că este ceva monoton, plictisitor, atunci o să te pună să faci nani, să dormi, ca el să poată să-și continue activitatea. Pentru calitatea somnului unui copil, este bine să doarmă singur, este bine să doarmă cu părinții, cu lumină, fără lumină? Fără lumină, în primul rând, dacă se poate și dacă există lumină de afară, ar fi ideal cumva obturat, adică de ce? Pentru că ploapele fiind translucide, ele o să transmită creierului, ok, nu e chiar noapte, e undeva pe acolo și nivelul de melatonină nu o să fie la optim. Deci ideal este, știi, în camera copilului și în dormitor să fie întuneric, nici măcar luminița de veche și să doarmă singur. Ok, sunt excepții, normal, când îl iei și îl dormi, dar observ foarte mulți părinți dormind și mai ales mame dormind cu copiii. Până la vârste destul de mari. Da, până la vârste destul de. Și eu spun așa, până la vârsta de 6-7 ani copilul ar trebui să doarmă singur. De ce? Ca să-și creeze și să se obișnuiască să aibă siguranță de sine pe energia lui. În momentul în care tu, ca și părinte, și în special mama, care ești protectoare, da, dormi cu copilul, îl bagi în energia ta. În spațiul tău. În spațiul tău. Și atunci el se va obișnui și va deveni dependent de energia ta, în loc să-și construiască el spațiul lui și energia lui, pentru că până la urmă nu suntem doar materiali, știm foarte bine că există și energie în jurul nostru, acel câmp energetic, da, care e mai mare, mai mic de la o persoană la alta. Prin care comunicăm. Și prin care comunicăm și care se extinde până la 7-9 metri la fiecare. Da? Deci există, e fotografiat, e filmat. Da? Dar ideea este că el se formează undeva până la vârsta de 6-7 ani. Și dacă tu, ca și copil, ai dormit cu mama, că mama a vrut să te protejeze, atunci, fără să-ți dai seama, creezi o dependență. Creezi o dependență. Sunt foarte mulți copii care au teama, frica de întuneric. Uh-huh. Uh-huh. Cum lucrăm cu această frică de întuneric? Știi cum e? Trebuie obișnuit. Că în momentul în care închide ochii, poți să prinde lumina și spui închide ochii. E întuneric? Este întuneric. Da? Așa că întunericul din jur n-ar trebui să-l afecteze, 1. 2. Asigură-l că tu ești aproape. Da? Că și la tine este întuneric, peste tot este întuneric. E foarte important să fie peste tot întuneric, da? În toată casa, când mergem la culcare, astfel încât să vadă pe tine ca și exemplu, da? Că ok, ne culcăm pe întuneric, perfect. Tu în camera ta, eu în camera mea. Ținem ușile deschise. Da? Putem să vorbim, ești acolo? Da, sunt aici, hai. Creăm spațiul acela de siguranță. Creăm spațiul acela de siguranță, ca el să înțeleagă, ok,
Întunericul face parte din viața noastră. Avem zi, avem noapte. Da? Și această lipsă de lumină, de fapt, face parte din viața mea și eu am siguranța pe mine, da? Dar asta este rolul părintelui. E un proces. E un proces astfel încât dacă are, de exemplu, prieteni imaginari, atunci tu, ca părinte, poți să-i spui, ok, adu-ți-i aici să stea cu tine, ei te vor păzi, că ei n-au nevoie să doarmă, da? Cât e întuneric, dacă e ceva, ei o să te trezească, sau mă trezesc pe mine și tot este ok. Deci folosește-te de aceste elemente. Și mai este elementul rugăciune. Foarte mulți părinți își învață copiii la culcare să spună rugăciune. Bunica mea mă punea să spun rugăciunea non-stop. Îngerașul. Da, este fie Tatăl nostru, fie Îngerașul. De ce? Cât ajută? Pentru că ajută, pentru că fie că orice rugăciune e ca o mantra, adică în momentul în care o spui în gând, creezi o vibrație. Iar rugăciunile au vibrația de calmare, au vibrația de a fi una cu totul. Da? Și atunci chiar citeam la un moment dat într-o carte că vibrația lui Tatăl nostru este peste tot la fel, în orice limbă o spui. Și atunci pune copilul să facă chestia asta, da? Să spună o rugăciune ca pe o poezie până la urmă, da? Să facă ceva sau să, dacă are prieteni imaginari, să îi țină acolo lângă el. Adică, fii creativ. Adică noi trebuie să pregătim, să liniștim copilul înainte de somn, clar, astfel încât să aibă clar, un somn de calitate. Clar, clar. Adică, dar părinții vin încărcați la orele acelea, după o zi de muncă. Da, pentru că s-au programat să fie obosiți, știi? Eu asta întotdeauna le dau exemplu părinților, că de fapt a fi obosit, a te întoarce obosit de la muncă, este un program. Și îl transmit și copilului, nu? Clar la îl transmit și copilului. Clar îl transmit și copilului. De ce? Pentru că zic, ok, haideți, observați-vă, când vă întoarceți acasă, sunteți obosiți, dar dacă este duci la mall sau să te duci în altă parte, la o întâlnire cu prieteni, nu ești obosit, dar ești obosit când ajungi acasă. Deci, cumva, în subconștientul nostru s-a creat această idee, acest program, că muncești, când ajungi acasă, ești obosit. Iar tu atunci ar trebui să fii fresh. De ce? Că e copilul, că sunt cei dragi, care de-abia te așteaptă și tu nu mai ai energie. E de aici, totul a plecat de aici, dar pentru că ai repetat de atâtea ori chestia asta, atenție, devine și parte din realitate. Și corpul tău chiar la un moment dat începe să se simte obosit. Și atunci spuneți invers, da? Vin cu energie și radiez de energie când sunt acasă și am ce să dau mai mult și copilului și celorlalți. Dar să fii părinte, nu profesor. Cât televizor, cât calculator, câte tablete înainte de culcare pentru copii? Recomandarea specialiștilor este cel puțin cu ora înainte de culcare să fie totul închis. Deci orice ecran să se stingă cel puțin cu ora înainte de culcare. Da. Așa că, na, o oră, două ar fi ideal. Și acea oră ar fi ideal de a o petrece doar comunicând cu copilul? Da, ar fi minunat. Eu am făcut acest experiment în familie și într-o seară am stat noi toți fără televizor, am povestit și după care am zis, ok, hai acum reintrăm în ritmul obișnuit. Nu normal, ci obișnuit. Unde televizorul este pornit și așa. Și după săptămâna a venit, că am așteptat momentul, zic, ok, hai să vedem ce se va întâmpla. Și după săptămâna a venit și zice, când o să mai vorbim? Zic, vorbim în fiecare zi. Adică am vrut să scot de la el și a durat ceva, câteva minute. A sesizat imediat. Da, până a spus, pe știi atunci când televizorul era stins. Ah, zic, slava Domnului. Comunicarea este alta. Da, e cu totul alta. Dar ne-am creat acest obicei că în momentul în care intrăm în casă, televizorul sau radio, pe vremuri era radio, ceva să producă un zgomot, lucru care ne deviază atenția. Da? Și ne modifică structura comunicării. Și atunci recomandarea mea este ok. Asta nu înseamnă neapărat să scoți televizorul din casă, să scoți radio, dar gestionează tu. Ok, acum ne uităm la televizor sau nu? Nu ne uităm la televizor. Păi stinge-l. Și hai să comunicăm și hai să vorbim. Și o să descoperi foarte multe lucruri. Și copilul tău sau copiii tăi vor descoperi foarte multe lucruri. Asta înseamnă timp de calitate. Știu că înveți să lucreze și cu energia.
Da. Ce tehnici avem da. De lucruri cu energie? Ei, fiind copii, sunt destul de vii, agitați. Energici. Energici și se lovesc destul de des. Și pentru că am vorbit adinori că suntem un câmp energetic, da, atunci învățăm cu palmele lor, da, în momentul în care s-au lovit, să creeze un glob de lumină și să pună pe zona dureroasă. Deci vreau să spun, timpul în care trece durerea este formidabil, după care se întâmplă un fenomen foarte interesant la copii. În momentul în care cineva din casă se vaită de o durere, se duc și necondiționat oferă. Adică, efectiv, se transformă în mici vindecători, să zic așa, ai familiei. Însă, ce este din nou foarte important, este tu, părinte, să-i dai încredere.